abraçá-lo. Bună seara și bine ați venit cu dragul profanei, cu unul de vedere, cu timp atunci, cu la geometrie și la algebra. Lasă al opta. Deci pe neașteptate facem geometrie acum, nu? Da. Geometrie. Și așa construim și videomanualul pentru clasa 8-a, lecție de lecție. Le arătăm și că avem videomanualul pentru clasa 8-a 2, volume care îi așteaptă. De ce? Pentru capacitate. Le găsesc pe profonare acolo. Au șanse foarte mari dacă intre și cercetează. Și mai ales, dacă da? Like și share. Problema 16 de la 139. 16, da? 139. Pe planul trapezului isoscel ABCD, în ipoteză. În ipoteză. A, B, C, D. Trapez isoscel. Trapez isoscel. Cu AB paralel cu CD. Ce înseamnă, ne și spune autora, da. Asumă AB paralel cu CD. Când ai zis trapez isoscel ABC, în mintea ta ce a apărut? Care sunt lucrurile care la un trapez isoscel, ce poți să spui? Da, două laturi paralele avem că-i trapez și că-i isoscel. Că unghiurile de la bază sunt egale. Da, unghiurile de la bază sunt egale. Laturile neparalele sunt egale, nu? Da. Laturile neparalele, asta este. De asta se creează și unghiurile acolo la bază egale și încă ceva. Diagonale. Cum? Ia să vedeți. Să jumătățesc? În trapez? Nu. Nu. Dar sunt egale? Concurente. Sunt concurente, obligatoriu. Sunt și egale, nu trebuie să știți. Nu, sunt sigur și egale. Da. Deci pe planul trapezului se ridică perpendiculară AP. A, P. Perpendiculară AP. A, B, C, D. Se cunosc AP egală cu AD, egală cu DC și egală cu 16 cm. Și măsura unghiului ABC, 60 de grade. Ce? Egal cu 60 de grade. În concluzie, să calculăm distanțele de la punctul P la vârfurile trapezului. Distanța de la P? De la punctul P la vârfurile trapezului. Adică PA egal cu cine? PB egal cu cine? PC egal cu cine? Și PD egal cu cine? Asta este distanța la P la vârful de trapezului. A, B, C, D. Și acolo vedem. Dar important este că asta înseamnă. Cum facem trapezul social în spațiu? Cum îl facem? În acela sau în acela? Îl facem în plan? În plan? Cred. Hai să vedem dacă ar merge în plan. Cred că merge. Cred că merge. Da? Merge în plan. Așa să-l facem, cum știu să facem trapezul social, numai că o să avem grijă ca asta să nu se vadă. Ca și mai în spațiu, știți? Da, da, da. Deci noi tot timpul urmăm în spațiu, vreau. Deci asta nu se vadă. Și A, B, C, D, pe A e perpendiculară pe plan, așa este o problemă. P aici undeva. Asta nu se vede. Și asta o fac un pic urbată. Ca să vedem imaginea. Și poate și mă dată. În spațiu. Deci ce nu se vede, punctând, înseamnă că de fapt am creat și asta nu se vede, nu? Nici asta nu se vede. Din păcate... Ai zis că nici aia, la numai trei, eu știu cum se vede, cu domnul profesor. De regulă. Una, două, ăsta și aia de acolo. Pe D, pe A, pe D, A... Cum stă așa, e umbrit în spate, nu? E mai mică și în spatele planului din față de aici. Uh-huh. Și acum nu o văd. Uh-huh. Ăsta ar fi motivul. Uh-huh. Așa, da? Mult nu se vede aici. Da, da. Să vedem aici am să, ca să fie cât de cât imaginea am să
Nu fi prelungirea distanței, las impresia existenței planului așa respectați așa. Fac interul ăsta. Așa. Ca să existe unghi aici. Da. Da, deci am planul P, C, B. Hai să vedem. Avem AP 16. AP. AP. AP este 16. AD tot 16. AD. 16, DG 16. Și DG 16. Și asta CB tot 16. Și avem unghi. 16. Și unghiul ABC. ABC. Cel din B. B. Ai cu unghiul de aici. Care cât de asta de aici? Corect, 60. 60, da. Înseamnă că A, D, G are 120. A, D, G are 120, da. Hai să vedem cine cere. Pe A. Pe A o putem afla? E chiar dată, văd. Da. Păi zici BA sau BA? BA. BA 16. BA e dată deja. De ce mai cere? Păi nu mai cere. AP egal cu AD și egal cu DC și egal cu 16. Bun. Calculați distanțele de la punctul P la vârfurile trapezului. Distanțele de la vârful P. De la punctul P. P la vârful. Vârful. Păi distanța de la un punct la un alt punct înseamnă să-i unim. Distanța. Deci dacă eu am un punct din exterior și am un punct fixat aici, distanța e drumul cel mai scurt. Este da. Segmentul care rămâne. Și în cadrul lui PA e și pe perpendicular. Adică și cadrul lui PD și PA. Deci pe PA îl știm. De, da. Da, da. E subînțeles. PA e cunoscut. E exact că nu trebuie să apropie. Ia PD, de fapt. PD. Cum află copii? PD. Păi de ce mă trebuie eu PD? PAD. PAD, pentru că PAD ar fi perpendicular pe care, pentru că așa aici. Da, este un nou de la PAD. Ok, zice așa. A, e perpendicular pe CD. E perpendicular pe tot CD. Dar vreau pe tabăra. Sigur, da. Deci pe PAD o aflăm. Cum aflăm pe PC? Placă. Deci tu pe AC, aici este normalitatea acum, că fiind perpendicular pe perpendicular pe AC, dar prin plan, dar nu știu pe AC. Ba, știu. Deci un triunghiul ACB. ACB. B are 60 de grade. ADC are 120. Triunghiul ADC este isoscel, deci este de la bază DAC o să fie egal cu DC, A o să fie egal cu 30 grade. Deci asta este de 120. Da. Și fiindcă DA e cât DC, cele două... E de 30-30. 30-30 urmează. Avem tot triunghiul DAC de 60, de DAC de 30. Deci rămâne asta dacă ăsta de 30 și rămas așa de 30. Da. Și se rezultă atunci că... A, B o să fie de 3, 2, 6 x 2. Triunghiul ăsta e dreptunghic aici. Da. Și ăla de 3, deci C, B e 16. Da? Deci C, B, C, B, C, B este... De C, B e de 16. E dată, e de 16. Deci A, B e de 32. A, B e dublu. Deci aflăm AC. Deci 32 și... Din Pitagora aflăm pe AC. Sigur că darea puteai să afli pe AC direct. În triunghiul ADC, în care știi că e într-un isoscel, puteai să te duci pe teorema cosinusului sau duceai înălțimea frumos, luai deoparte triunghiul ăsta. Adică ai mers pe ocolit un pic. Asta e 16, asta e 16. Unghiul DC este 120. Așa e? Da. Într-un triunghi isoscel, înălțimea și mediatoare și de toate,
Deci pică la mijloc. Unghiul ăsta, am spus, din 30 de grade. Nu mai trebuie cine? AC. Asta e la D-ul. AC. D-1. Și D-1 acum e niciodată. D-1 este 8, nu? Impotenuză, da. Da, D-1 este 8. Și pe D-1C o găsim repede. Nu? Pe D-1C. Da. Deci ce ai făcut tu e corect, numai că te-ai dus în triunghiul celălalt, ai muncit mai mult. Așa, triunghiul ăsta direct, am să spun. Da? Și pe triunghiul ăsta aplicăm cosinul de 30 de grade sau sinul de 30 de grade. Sigur că da, așa că pe D-1C și de cosinul până la care pe D-1C. Cosinul, da. Da? Și dacă am știut pe D-1C, am aflat pe AC tot și gata. Da. Și dacă știi pe AC, AD, în triunghiul pe AC, știindu-l pe AC mai înainte, aflat din triunghiul A, de C. Și pe B, pe B. Pe B. Pe știi pe P, că l-ai aflat, pe B, C, îl știi. Unde are 90 de grade? Dar pe B, ora, în ce triunghi, păi, noi l-am făcut așa, am durat. Păi în triunghiul P, A, B. Poți să-l pui chiar în P, A, B, dacă vrei să-l pui în P, A, B. Da, avem P, A, avem A, B și la fapt e P, B. P, B, este rapid. P, A, știm, pe A, B, știm, pe 32 l-am aflat acum. Dar în P, C, B, în B e 90 de grade, da? În P, C, B, în P, C, B, dar de ce trebuie P, C, B? Nu zic, în triunghiul P, C, B, în B e 90 de grade? Nu. Triunghiul PCB e un triunghi care nu știu dacă am un ordine. Da, PCB nu sunt coliare. PCB nu sunt coliare. Deci PCB la Rises este triunghiul acela. PCB. Și mama mă întreabă dacă în triunghiul PCB a vreo mâini de 90 grade. Da. Răspunsul? Nu. Este o triunghiare care, P, C s-a aflat din P, A, C, da. P, B din la fel, P, A, B, da? Da. Și ne putem da seama că noi dreptunghiuri pentru că nu verificăm Pitagora, poftim. Și clar că nu avem cum să... redactăm? Da. Hai te rog, Adi, mă conduci. Deci, demonstrație. P, A, 16. Avem de dată, deci până la știm că este egal cu 16. Ce trebuie să fie? Ca să aflăm pe păcă, pe ce am între unghiul? P, A, B. P, A, B, da. Între unghiul P, A, B, avem P, A, B. A, deci 16. Egal cu 16, ce trebuie să fie? A, B trebuie să demonstrăm. A, B trebuie să o găsim, Adi. A, B e egal cu semn de întrebare. Pentru asta trebuie să muncim pe culoarul pe care a zis Miruna. Sau ne putem duce aici triunghiul isoscel, nu știu ce, și găsim diferențe și place. Dar cât e mai bună ideea lui Miruna. Adică în triunghiul, lăsăm aici semn de întrebare și în triunghiul A, C, B. A, C, B. În A, C, B. Avem. Măsura unghiului A, C, B. Dar cum ne-a ajuns acolo? Trebuie să ne... te-ai dus prin triunghiul... Te-ai dus tu în A, B, C, dar eu m-aș fi dus în P, A, D mai degrabă. Adică se fi lăsat ori mai târziu, că vezi, avem încă greutăți, da, nu știu, da, pe faptul că aici triunghiul este isoscel, vezi. Hai să zicem așa. Lăsăm aici problema și spunem, vom afla pe PD, între unghiul P, A, D. Deci între unghiul P, A, D. În care avem A, de ce? Tot pe A de 16. Pe A egal cu 16. A, D, tot 16. A, D egal cu 16 cm. Și măsura unghiului. P, A, D de 90. Măsura lui P, A, D egal cu 90 de grade. Asta înseamnă
Triunghiul, pe roadă. Da, e pe dunghi și în tabără. Și pe dă. Pe dă egal cu oază pătrat. Pe dă egal cu radicală, am zis pe așa. Pe dă egal cu radicală din asta, nu? E radical, adică nu ai zis că a de pătrat plus p la pătrat. 6 la pătrat. Da, hai, 6 pătrat plus 6 pătrat. Cât face? Dar zice așa. 256. Și cu 200, dar de ce se muncesc așa mai atent? Adică din ei zice 16 la pătrat. Plus 16 la pătrat. Și egal cu radical din 2 ori 16 la pătrat. 16 cazi este și vine 16 la radical din 2. De aceea suntem cu calculul cu radical, de aceea. Deci, PD este 16 radical din 2. Răspundeam, răspund și la asta. PD. 16, radical din 2. P la 16. P la egal cu 16. P că. P că. Întrebuie P a că. P a că. Dar ne trebuie a ce mai întâi. Dar mergem în triunghiul de G, deci din 2. Deci, în triunghiul. A, Z, C. Avem. A, D, egal cu D, C, din ipoteză, nu? Avem A, D, egal cu 16. D, egal cu D, C, egal cu 16. Măsura unghiului P. Măsura unghiului A, D, B era 60, atunci rezultă că A, D, C. D, C, A, D, C. Măsura lui A, D, C. Egal cu 180 minus 60. 120. 120 de grade. Și cum triunghiul acum ar de egal cu DC, rezultă că triunghiul ADC este isoscel, da? Isoscel. Fiind isoscel, înseamnă că unghiul DA C egal cu DCA. DAC egal cu DCA. Măsura lor egală, da? Măsura asta cum egală. Și egal cu cât e 30 de grade, da? E de depăcut perpendicular pe acum. Ce facem în condițiile astea? Trebuie să aflăm pe AC, nu? Și la unde este triunghiul pat, isoscel, are punctul. Cum am luat aici de 120 de grade. Da? Și spunem D de 1 perpendicular pe AC. Da? D de 1 perpendicular pe AC. Rezultă de aici că D de 1 e 8 cm, că măsura unghiului D de primul e de 30. Deci știm că măsura unghiului D1 egal cu câte 30 de grade, înseamnă, și mai avem că DC știm că este de 16, înseamnă că D de 1 de 1 egal cu cât cu 8, da? Și acum, fie că e cum o funcție trigonometrică, cosinus egal cu latura sau Pitagora, poftim. În triunghiul zi. În triunghiul D de prim D de 1 C. Avem. Că D 1 C pătrat. D 1 C pătrat egal cu D pătrat minus D de prim pătrat. Deci egal cu radical de C fără pătrat. Deci D 1 C egal cu 16 la pătrat. Da? Da. Minus 8 pătrat. Și egal cu radical din
256. Hai să scriem pe 16 ca fiind de rom. Deci 2 ori 8, totul la pătrat, minus 8 la pătrat. Vine radical din 2 la a doua, ori 8 la a doua, minus 8 la a doua. Și ca scoatem pe 8 la a doua, adică 8 de sub radical, și face 8. Radical din 4 minus 1, 3. 8 radical din 3. Adică acest tot, AC, egal cu de 2 ori 16 pe 1C, și egal cu 16 radical din 3. Iată că m-am aflat pe AC. Pe luna tot așa ți-a dat AC? 16 radical din 3, vezi? Da. 16 radical din 3. Și acum, în triunghiul A, plac, pe AC, A, C. Hai să-l aflăm pe pe C. Pe C. Pe C. Pe trunghi. Da? Deci pe C pătrat egal cu ziam de P A pătrat plus A pătrat plus A, C pătrat. P A pătrat plus A C pătrat. Și egal cu P A, îl știm, 16 la pătrat. Înseamnă 16 pătrat, plus AC pătrat, care este? 16 radical din 3. 16 radical din 3 la pătrat. Și egal cu 16 pătrat, plus 16 pătrat ori 3. Scoatem pe 16 în factor, vine 16 pătrat până la 1 plus 3. Și face 16 pătrat ori 4. Asta e pe C pătrat. Deci 10 simplu egal cu radical din 16 pătrat ori 4. Care am adus? Egal cu 32. Miruna? Așa? Să da? Pe C? 32? Mi-a dat 512. Pe C pătrat mi-a dat 512. Pe C, simplu, e vezi, 32, 9, 32, 97. Hai să vedem, Miruna. Uite, de pe C pătrat, e pe A pătrat. Da, care e 16 la 2. Da. Plus AC pătrat, care e 16 ori 3, radical 3 la pătrat. Da. Adică 16 la 2, 16 la 16, 25. Dar cum mulțumim? Îl dăm pe 16, fac eu cum, 16 la 2. Da, 16 la 2, 4. Ori 4, da. Și ce iesă? Și iesă 1024. Și iesă, nu mai mulțim. Și iesă 16 la 2 iesă în față, din 4, 2 la 2, 2 iesă iar, 16 la 2, 32. Și faci 1024, cred că este 32. Deci, e greșit la capul acolo. 1024 e 32. Da, așa. Și acum să ne întoarcem și spunem că am găsit pe BC. Da, 32. 32 PC. Și mai avem PB. Acolo, vedeți că am început, domnul profesor. Unde am început? Uitați acolo, sus, chiar acum așa, în triunghiul PAB. Da, în triunghiul PAB, da. L-ați aflat pe AB din 32? Nu l-am aflat. De undeva? Dar să-l aflăm acum, că pe AC îl știm. Îl știm, pe BC îl știm. BC îl știm și că îl aflăm și pe AB. Da, acum îl aflăm. Deci, în triunghiul, în triunghiul ACB, în triunghiul ACB avem ADC. AC. AC este. AC. 16 radical din 3. 16 radical din 3. BC este. 16. Și atunci AB. Măsura unghiului ACB, da, este de 90 de grade, ca fața asta. Și atunci AB pătrat, AB simplu, egal cu radical din 16 pătrat ori 3, plus 16 pătrat. Scoatem un 16 factor 1. Da, și este chiar un factor 16. Și adică de 4 e 2.
16 ori 2, egal cu 36. Deci, BC egal cu chiar AB. Da, BC este egal cu chiar cu AB, acum am arătat. Și acum ne ducem în triunghiul de sus. Și în triunghiul ăsta avem BA e 16, AB e egal cu 32, era semnul între pare. Da, și PB? PB. Egal cu radicul plus 16 la pătrat, plus 3 la pătrat, plus 2 ori 16, că știi, mă zice. Da, de 16 la pătrat, egal cu 16 radical din 2, mai 16 la pătrat, pe lângă 1 plus 4. Egal cu 4. Pe lângă 1 plus 4. Și 16 radical din 5. Și iese 16, vine 16 radical din 5, corect. Deci pe... B. B. Da, 16 radical din 5. Și cu asta am încheiat problema. N-a fost deosebit interesant, au fost capcane multe, deci a fost pur și simplu calcula. Atât de mult. Avem un problem, da? Da. Încerc eu în general să lucrez cu puternic. Exact. Ca să nu muțești, că vrei să-i faci radical. E umăzitor. Așa dacă ți-ai zis că ai un lat la cor, mă apășai pe aici, o... mărim viteza la lucru. Da. Și e și corect așa cu faptul comun și cu puterile și cu... Da, eviți greșeala. Mai faci o mulțire, mai greșești ceva acolo și dai totul peste cap. Până găsești greșeala... Da? Nu-mi importează. Problema 21, de la 140. La 140? Da. Se consideră paralelepiped dreptunghic A, B, C, D, A, B, C, D, C, D, C, D. Deci A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, paralelepiped dreptunghic. A, B egal cu 3 cm. A, B. 3 cm. 3 cm. BC 4 cm. BC 4 cm. BB prin 12 cm. BB prin, da. Da. 12 cm. Am înțeles eu că acum mi-ai dat cele 3 dimensiuni. Ai, da. Baza. Baza, înălțimea și... Lățimea. Da. Deci. Putem să aflăm diagonala. Și diagonala putem să aflăm. De acum, care pe nu știu ce e mintea mea. Și cum de ce eliminat? Deci amic. Determinat distanța de la D la planul C prim, B prim, B. De la D la, la planul C prim, B prim, B. Și la B mic să calculăm de A prim C. A prim C. Așa o ținut discuma. Da. Da. Este un repede foarte. Am egal cu 3. 3, 4
și 12. Ce tehnic? Da. Distanța de la... De... Punctul de la C prin B prin B. C prin B prin D. Nu D, B. B. C prin B prin B. B. Da. Păi C prin B prin B este planul ăsta. Da. B, B prin C prin da. C. Distanța de la D. La el. E D prin C prin. Distanța de la D la planul acesta. Dar nu e planul acesta, e planul C, C prin B prin B. Ce ce prin B prin B? Ce? Nu era ce prin B prin B. Ce prin B prin B. Păi, ce prin B prin B nu e și cu ce în aceeași plan? Distanța de la B la planul ce prim, B prim, B. Ce prim, B prim, B. B. Și eu dau și ce? Că ce lui e coplanarul. Nu știu, dar nu contează. Nu știu, mi-am dat că distanța de la ăla e B prim, ce prim. Că ai notat altfel. Da. I-am notat altfel. Păi... Distanța la D, la planul... De la D... C prim, B prim, B, mi-a dat D prim, C prim. D prim... C prim... D prim, C prim sau D ce? Tot aceeași. Da, nu știți. Păi eu am zis că e D ce. Vedeți? Dar D ce este că D prim, C prim? Exact, nu am notat, că nu contează, e aceeași. Cum am făcut, cum aflam cât e D ce? Păi de ce chiar dată în autor, nu știu ce, e 3. Vreau doar să aflăm cât, dacă știi... Dacă știi, scrii distanța, probabil. Păi, dat fiind faptul că DC e pe parte, pe C, pe DC și pe CC prim, atunci DC e pe parte două dintre componente din planul ăsta. DC e pe parte pe parte. Adică e 3, știi, da? N-a adus-o, dar nu aici am zis, zice domnul profesor, vezi că o zis distanța de la D la planul C prim, B prim, B? Nu îl gândeași liceul ăla ca să te duci te lasă pe tine exact. Să vii tu cu contribuția asta, să observați asta. Că planul C prim, B prim, B e și cu C. Pentru că e fața asta, deci punctele B prim, C prim, C și B sunt coplanare. De ce? Pentru că B prim, B, într-o... Într-un paralelepiped, B prim B și cu C prim C sunt paralele. Și două drepte paralele din nou unui plan. Planul B prim B, C, C prim. Și atunci tu, cu observația asta, ai chemat în planul C prim B prim B și pe punctul C. Și distanța e... Și distanța este... Chiar de ce? Pentru că de ce e pe prin plan, pe ce simțite, piețele toate sunt dreptunghiuri. Și de ce e pe plan și pe ce? Pe plan pe două drepte concurente, pe plan pe plan. Cred că asta trebuia exact, trebuie punctat, da? Hai să zicem. Zicem așa. B, B, B. Fiindcă A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. Este A, Ra, Le, Mi, I, E. Rezultă de aici, în faptul e paralel pe, rezultă că B, B prim, B, B prim, paralelă cu C, C prim. B, B prim e paralelă cu C, C prim. Atunci înseamnă că există unic planul A, planul B, B prim, C, C prim. Adică de aici înseamnă că C aparține planului A, B, B prim, C prim. Da? Deci am zis că sunt o planare. Corect. Și atunci? Și atunci, cum? Distanța de la... Cum? De ce e perpendiculară pe CC prim? De ce e perpendiculară pe CC prim în fața DD prim? CC prim e în dreptul acolo. Pe de altă parte, de ce e perpendiculară pe BC? Da. Fiindcă fața de jos e tot în dreptul.
din astea două rezultă că DC e perpendicular pe două drepte cu curent, pe BC intersectat pe C prim, nu? Și care este? BC cu CC prim este tocmai punctul C, egal cu mulțimea normală de punctul C. Deci de ce e perpendicular pe planul B prim C prim. Și atunci distanța de la D la planul asta e la planul B prim B prim B C prim este chiar D C. Și egal cu 3 centimetri de astfel de astfel. Și acum distirea prin C. Păi calculăm cu AB plus AD A prin C sau AC? O diagonală, nu? A prin C, diagonală A prin C, că avem 3, 4 și 12. A prin C e calcul radical din 3 la 2, plus 4 la 2. Dar nu e a paralelepipedului, e a dreptunghiului. A prim, ai zis, C. A prim C, nu A prim C prim. Nu, A prim C. Gata, am înțeles. E diagonală. Deci o parte a fost diagonală. Hai să-ți dau gustă de mai probleme. Exact. Așadar, hai să vedem la sinteza. Ce-am făcut? Fișierul. Da. Păi niciodată paralelă de un plan, paralel pe dreptunghi, trapez, isoscel. Deci am făcut piramidă. Am vorbit... Aia o piramidă. Aia a fost o piramidă, corect. Piramidă. De la Luca din 169. Baza. Un trapez. 3. Isoscel. 3. Apoi, paralelul cu șer. Da. Dreaptă perpendiculară cu planța cei capitolului. Dreaptă perpendiculară pe un plan. Pitagora. Diagonala pare perpendiculară. Da, diagonala. Pitagora. Asta e cel mai important.